Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Clagomer TV în limba română. În săptămânile trecute, mass media a relatat în repetate rânduri despre proteste împotriva Crucii Roșii și atacuri violente împotriva angajaților acesteia. După asasinarea unor ajutoare în cazul ebolei în Guinea, Crucea Roșie Internațională a somat, citez: atacuri de acest fel provocate de frustrare și frică față de boală nu sunt acceptabile. Mai multe voci din Africa însă devin tot mai mult auzite și transmit o prezentare cu totul diferită a faptelor. Două dintre ele le prezentăm astăzi. Nana Kwame, cofondator și director general al unei firme de inginerie și arhitectură din Ghana, descrie pe pagina sa de Facebook situația din punctul său de vedere. Îl citesc pe Nana Kwame: oamenii din lumea occidentală trebuie să afle ce se întâmplă aici în Africa de vest. Ei mint. Ebola ca virus nu există și nu se răspândește. Crucea Roșie a introdus din patru motive speciale o boală în patru țări specifice. Această boală o capătă doar cei care sunt tratați cu injecții de către Crucea Roșie. De aceea, liberienii și nigerienii au început să dea Crucea Roșie afară din țară și să relateze adevărul la știri. Și iată motivele, îl citesc pe Nana Kwame în continuare. Motivul numărul 1. Această boală numită Ebola, care este răspândită prin vaccinare, a fost introdusă cu scopul să poată fi aduse trupe pe teritoriile Nigeriei, Libiei și Sierra Leone, trupe în Nigeria, pentru a exploata zăcămintele de țiței descoperite aici. Nana Kwame continuă că este necesar un motiv pentru a aduce trupe în Sierra Leone și a se suprima violent greva muncitorilor din minele de diamante. Cu ceva de genul Ebola se creează posibilitatea de a se transmite simultan trupe care să pună mâna pe resursele minerale din ambele țări. Iată motivul numărul 3. Citez: în afară de trupele trimise pentru furtul petrolului nigerian și trupele de represalii care se aducă pe muncitorii din minele de diamante din Sierra Leone înapoi în mine, în plus sunt trimise trupe care se oblige pe africani să primească vaccinul otravă Ebola, pentru că aceștia nu au fost atât de fraieri să accepte vaccinarea de bunăvoie. Prin apariția tot mai multor rapoarte ca în Liberia, care informează populația despre minciunile și manipulările din partea SUA, din ce în ce mai mulți africani refuză să mai meargă la Crucea Roșie. Trupele îi vor obliga pe oameni să se vaccineze pentru a se demonstra evidența unei dovezi vizibile a epidemiei de Ebola. În plus, trupele apără Crucea Roșie, pe care nigerienii și liberienii pe drept o dau afară din țară. Și acum motivul numărul 4. Îl citesc pe Nana Kwame: nu în ultimul rând, apariția acestei pandemii de Ebola este folosită pentru a trimite milioane de oameni înfricoșați să se vaccineze cu vaccinul anti-Ebola, care în realitate este pandemia însăși. Dacă Ebola s-ar răspândi într-adevăr de la om la om și nu prin vaccinare, atunci CDC, Autoritatea Americană pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și Guvernul SUA, de ce ar mai permite zboruri fără nicio reglementare în și din aceste țări sau, în general, zboruri în Africa? Trebuie în sfârșit să cugetăm și să împărțim informații despre Ebola în întreaga lume, pentru că ele nu redau punctul de vedere al oamenilor care trăiesc aici în Africa de vest. Acesta este articolul de pe pagina de Facebook al Nana Kwame, pagină care, la două zile după ce a apărut acest articol, a fost închisă în SUA. Al doilea martor este Daily Observer, cel mai mare ziar din Liberia. Printre altele, Daily Observer relata deja pe 8 februarie 2014 că un bărbat a fost arestat în timp ce încerca să otrăvească o fântână comunală cu formaldehidă. El a mărturisit că a fost plătit pentru asta și că nu e singurul. Postul Național de Radio Liberian a relatat că cel puțin 10 oameni au murit după ce au băut apă din fântână. Omul de asemenea a susținut că sunt implicate anumite companii de apă, în primul rând cele care îmbutelează apă pentru comerț. Otrava, susținea el, produce simptome asemănătoare cu Ebola și duce la moarte. Tot Daily Observer informează că persoane deghizate drept asistente medicale se duc cu vaccinuri anti-Ebola prin comune să vaccineze lumea. După injecție apar simptome asemănătoare cu Ebola, victimele cad în comă și mor. După ce într-un sat 10 copii au murit în urma vaccinării, la următoarea vizită a ambulanților cu vaccine, aceștia au fost izgoniți din sat.
Acestea sunt două voci contra față de relatările mass mediei din teritoriile direct afectate de Ebola din teritoriile Africii de Vest. Formați-vă o părere proprie. Încheiem emisiunea noastră cu un citat care este titlul paginii de Facebook a lui Nana Kwame și care aparține lui Mahatma Gandhi. Mai întâi te ignoră, apoi te iau în râs, te combat, după aceea tu câștigi.